Salutare, amigos, bine ați venit la un nou episod din Horizon Zero Dawn. Eu sunt Marian Sadon Tigaia și continuăm aventura noastră cu Aloy. Nu uitați că dacă vă place ceea ce vedeți, apăsați butonul de like, butonul de subscribe și să activați clopoțelul, fraților. Trebuie să mergem la... Trebuie să mergem aici în acest castel, pentru că aici, cum ne-a zis acel domn, sub acest castel avem, ia să vedem puțin, astea să cumpărăm, să vin. Bă, dar chiar mă, dar ia stai puțin așa, ăsta n-are arme, mă, mai bună, n-are, arme, ia. Asta ce este? Dar parcă avem de asta, mă, așa. Aici avem niște arme, vedeți, dacă voi vă uitați pe culori. Pe culori, dar nu mai știu care e arcul meu normal. Că bani avem, vezi? Bani avem, ia stați așa puțin. Stați așa puțin, că vreau să mă uit, frate, pentru că chiar sunt nedumerit cu lucrurile astea. Ăsta e arcul meu principal, arcul de Carja. Carja, pentru că am niște modificări, are 3 linii de așa. Acum nu știu culorile, dacă sunt importante culorile, mă refer la culorile de... Aici pot să-i pun modificare acum, la data trecută n-am putut să-i pun. Când vă zic că și ăsta câteodată e nebun. Ia stai așa puțin. Stai așa, că vreau să mă uit la ăsta de Carja. Da. Asta e o praștie, nu știu ce e asta. Ia. Vedeți că cât de tare e, că mi-arată ce... Aha, că zis, zăpăcim pe ăștia. Ăsta e arcul care l-am eu. Da? Ăla e arcul care l-am eu. Ăsta e arcul care l-am eu. Dar trage cu altceva, nu știu cu ce trage, frate. Ia să vedem. Am 800 de... Dar n-am minimă de ce zice el acolo. Vezi, astea... Mhm. Asta aș putea să-l iau, dar... Haideți să luăm pe ăsta. Haideți să luăm pe ăsta să vedem... Uite aici. Da? Resurse, pam. Stați așa puțin, că l-am luat pe ăla. L-am luat pe ăsta. Asta nu putem să folosim. Putem să avem o grămadă lucruri, frate, de... O grămadă lucruri și de aruncat. Rogi n-avem. Astea-s cutiile care le luăm de pe la... De pe la ăștia. Ia. Yeah. Sunt niște misiuni care putem să le activăm. Muniție, etc. 3 puncte de abilitate pentru că am trecut nivelul și așa mai departe. Ia să vedem. Asta e când folosim. Ia să vedem. Se îmbrăm pe aia de jos. Aia e putere acolo, îmi place aia. Vrem să sabotăm
Mașina, impact critic. Ăsta ne ia două puncte. Sau asta să folosim mașini. Acum nu știu care, sincer să fiu, nu știu care să o... Sincer să fiu. Băi, hai să... Uite, haideți să facem... Haideți să facem... Facem partea de sus, partea de jos și... Da, ca să facem uniform, să avem... egalitate între... Aici nu pot să folosesc arcul, știi? E bine că astea... Arcul am 3 specii de... Te gustaría comprar algo hoy? Ya hemos malgastado demasiado tiempo. Și stai așa puțin că eu totuși... Asta e pentru curzi. Ia stai așa puțin. Pe ăsta l-am eu acum. Nu pot să cumpăr că n-am ce-mi trebuie. Ok, hai. Hai la misiunea noastră. Haideți la misiunea noastră. Wow, vedeți? Am ajuns la misiunea unde trebuia să ajungem. Vedem dacă poate să-i facă ceva acestui... Hai, dă-te așa, dă-te așa, PC. Să mă duc undeva pe aici. Bine ai venit în Ciudadela, în orașul ăsta. Să vedem dacă am făcut o treabă bună cu... Să vedem dacă am făcut o treabă bună cu... Că le-am sabotat, știi? Le-am sabotat. Le-am sabotat rețeaua de foc, da, de dispozitivul la care l-am la ureche. Eu nu știu cum se cheamă în românești, în foc. Îi spune foc, nu știu, dispozitivul care aude tot și vede tot cu el. Chiar nu știu cum. Ce traduction are în Romanian? Hai să vedem cine e ăsta. La luz en la sombra, cuya voluntad es luz y cuya luz es ley. Ordeno a Baabas el luminoso que hable en mi nombre. Adică ordenă, spune ca asta să vorbească în numele lui. Radiante Itamen, el sol brilla in misericordia sobre el traidor Uthid. El cazador. Asta da, presupun că e nevasta. Sau mama lui. Mama, nu nevasta, mama, că n-are cum să fie mama, dar nevasta. Mai mulți prizonieri ca... Îmi place părul tău. Trebuie să vorbim la magazinul verde. Sunt ocupată. Sabemos que no eres una asesina a sueldo. Știu că nu ești eu, asasina. Așa că vino să mă vezi. Cât mai e timp ca să-l salvăm? Entrada de la que te hablé, la tienes detrás. Intrarea despre care spuneam este în spatele tău. Y no te preocupes por los cernícalos, estarán ocupados haciéndose los importantes y no te harán caso. La cine-i fata aia care... Avem o nouă misiune secundară, dacă ați văzut. La barandilla. Desde ahí no hay mucha caída. Bai, o... Stai bus, așa că eu, în loc să merg pe alea 3, mi-a pus, nu cred că mai pot să mă urc înapoi. Cred că am căzut de aici. PC. Ba nu. Cred că sunt bine.
Dar cred că am căzut pe partea opusă. Cred că am căzut pe... Da, trebuia să cad pe partea asta. Hai că acum suntem bine. Busca un respiradero. Zice că pe partea cealaltă al turnului. Să vedem. Hai, ce-i bossul, dar de ce nu... Văd că ai fost pe aici înainte. Bineînțeles, este foarte important ca să auzi ceea ce spun. Ți-am arătat intrarea. Băi, stați-mă puțin așa, că vreau să... Vreau să văd un singur lucru, ca să... Poate unele lucruri vreți voi să le citiți, nu știu, dar nu mă lasă. Nu mă lasă când sunt în joc. Vreau să traduc așa, important. Ce important. Îmi zice fără să fiu văzută. Dacă vrei să faci ceva fără înainte, nu înainte. Da, intra aici. Acum dacă vrem să intrăm, avem tot ce trebuie. 6 din 6. 6 din 6. Hai să vedem dacă avem totul ok. Muniție avem... Avem de toate felurile. Așa. Aici avem inventarul nostru. Așa. Bun. Bă, dar treaba e că era bine să te lase să îmbunătățești săgețile într-un fel, știi? Am un punct, dar n-am ce să fac cu el. Stați așa. Aici sunt misiunile. Misiune principale și misiuni secundare. Vedeți, aici am... Într-un fel, asta e o misiune. Să vorbim cu... Cred că să vorbim cu aia, cu... Vanasha. Vanasha e fata aia care a apărut mai devreme. Dar acum... Cine crezi tu că mai se urcă... Cine crezi tu că se mai urcă înapoi pe aici? Nu de alta, dar mai îmi dă puncte de XP, știi? Și ar fi bine să... Haideți să vorbim cu fata asta, să vedem ce aflăm de la ea, frate. Băi, nene, bă, dar ai căzut înapoi, băi, băi, băi. Măi aloi, măi, măi aloi, mă, nu prea le-ai cu... Nu prea le-ai cu urcatul. De ce zic? Hai de PC? Acum să vedem dacă mă lasă să... mă lasă. De-aia mi-a spus ăla că să am grijă, că dacă intru acolo, nu vreau să se facă. Zite, acolo trebuie să mă duc. Haideți să mergem să vedem totuși ce vrea această femeie, știi? Hai să ieșim pe unde e, pare că e pe aici era. Bă, cred că am ieșit bine pe aici. E un pic cam complicat prin castelele astea, că sunt foarte multe, multe intrări, multe ieșiri, multe nebuni, știi? Haideți să mergem să vedem ce vrea fata asta, Vanessa, sau cum îi spunea. Că mi-a zis că, după cum vorbea cu mine, părea că mă cunoaște și părea că știe cine sunt. A zis că nu sunt o asasină, nu știu ce, nu știu cum. Hai să vedem totuși ce vrea. Sper să nu-mi dea nicio misiune de asta de ei sau... Hai să vedem. Ne spune că mâncarea vine de la o regină. Ayuda si puede. ¿Quién eres? Es obvio que no eres una carja sombría. Me llamo Vanasha. Por ahora lo único que debes saber es que soy un susurro de razón en este pozo de locura. Asta e Vanessa, așa, pe cunoștință.
Sé lo que es eso. Seguro que sí. Y también Uthid. Es un buen hombre, tanto que los Karja sombríos lo quieren muerto. He estado indagando. Y creo que se dirige a Escalada Verde. Esos mercenarios no tardarán en encontrarlo. Le vendría bien ayuda. Si es que tanto te interesa. ¿Por qué crees que está en Escalada Verde? Sabe que lo perseguirán. Escalada Verde. Me uite la mire la ceva. La un... Una vez, con tu a un loc undeva, știi? Un clan de bandidos en esa ladera. Si ya le funcionó una vez, recurrirá a lo mismo. De ce să-l ajut pe Uthid? ¿Cómo sabes que Uthid es inocente? De unde știi că Uthid este inocent? Él alimenta a los huérfanos con sus restos. Es que él alimentează pe cei orfani. Los ancianos y a los débiles. La idea de que intentara matar a Itamen es ridícula. Se habrá topado con algo que abochorne al sacerdocio. De lo contrario, Babas no se arriesgaría a condenar a un hombre tan respetado. Am înțeles. Ia să vedem cine e, dacă ne spun cine e. Ia să vedem dacă ne spun cine e cu adevărat. Es como pedirme que deje de ser encantadora. Es imposible. Me caes bien. Te contaré algo. Tengo amigos en Meridian y me gusta hacerles favores cuando puedo. Uthid podría serles útil si es que sobrevive. Deci nu mi-a zis cine. Haré lo que pueda. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué harás mientras arriesgo mi vida? Cosas útiles. Temo que el fuego sea una trampa. ¿Cómo nos vamos a fiar de Abad si es un asesino? Ok, haideți să mergem să-l ajutăm pe ăsta dacă tot am, da? Haideți să mergem să-l ajutăm pe Uthid ăla. Da? Ca... ca misiune secundară să mai facem puncte, nu de alta. Și după aia ne întoarcem la misiunea principală. Bă, iată-l mă, vedeți mă, iar a început să fac așa. Iată-l. În fin, iată-l. Vedeți? Vedeți exact ce vă spun. Eu dau într-o parte și el se ridică automat în sus, fără să-i eu nu-i fac nimica. Trebuie să mergem unde sunt cei trei arbori morți. Acum presupun că e o denumire de-a lor de aici, de la, știi? Era bine dacă puteam să... dacă puteam să chem cumva un animal, da, știi, să... ca să... să urc pe el, știi, să... ia. Yeah. Avem aici o... oh, oh, mi-am visto. Oh, pe cine te-a văzut? Fata mea. What the fuck? Ce l-a mâncat ți-aici gura ta? Ce la frate? Bă, ești nebun? Bă, ești nebun? Păi stai mă nene așa și cum urcăm? Cum trecem pe aici? Urăm așa pe aici, eu știu ce facem. O luăm pe acele așa că... na. Mă, dar l-aruncă până aici, mă. Ești nebun? Treaba că animalele astea, frate, te văd și te haules, știi?
Uite porcul una. 3 la porc, mă, cu arcul ăsta, băi, ești nebun? Cum o să dai 3 la porc? Păi foarte puțin, frate. Dacă nu ne luăm... ne luăm înapoi arcul meu, fraților. Bă, haide să vedem ce facem, îl salvăm pe ăsta, nu salvăm, că trebuie să-l salvăm, că e băgat într-o... e băgat într-o problemă aici. Mai avem 100 și ceva de... aproape am ajuns. Trebuia să ajungem, fraților, să vedem dacă îl salvăm pe... util de ăsta. Da? Dar... toate astea le vedem în episodul următor. Nu uitați, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Ne vedem data viitoare. Fug la tastaturi. Ciao, ciao!